Cu mini-vacanța de 1 mai se apropie. Ministrul de Interne Gabriel Oprea a anunțat joi 30 aprilie în cadrul videoconferinței organizate la prefectură că 3600 de polițiști de la rutieră vor fi cu ochii pe șoferii care vor încălca regulile de circulație. Principalele misiuni vor fi fluidizarea traficului, menținerea ordinii cu ocazia manifestărilor publice, prevenirea și stingerea incendiilor, precum și asigurarea asistenței în cazuri medicale, dar și a violențelor care apar pe fondul consumului de alcool. Efectivele vor fi concentrate în stațiunile turistice, dar și în zonele de agrement sau în perimetrele manifestărilor publice. Pentru fluidizarea traficului și pentru prevenirea accidentelor rutiere, începând chiar de astăzi și până duminică inclusiv, vor fi în misiune 3600 de polițiști rutieri, sprijiniți de alți 3600 de polițiști de ordine publică. Pe lângă măsurile de dirijare a circulației, aceștia vor acționa zilnic, în medie, cu peste 420 aparate radar pentru a-i descuraja și sancționa pe vitezomani. Pentru că sunt așteptate valori de trafic ridicate pe autostrada A2, am dispus deja ca Inspectoratul General de Aviație al Ministerului nostru să asigure, la solicitarea Poliției Române, resurse de zbor pentru monitorizarea circulației. Dispozitivele suplimentare de poliție rutieră vor fi amplasate la ieșire din București, pe DN1, în zonele stațiunilor turistice, de pe litoral și de pe Valea Prahovei. Sunt preconizate creșteri ale valorilor de trafic pe DN65 Pitești-Craiova, DN39 Constanța-Vama Veche și DN6 București-Alexandria. Fac un apel la conducătorii auto să circule cu prudență și să respecte limitele legale de viteză.